ești aceea care ai împăcat cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul. În această noapte a Harului, primește, Părinte Sfânt, ca jertfă de seară, această cântare de laudă și placerea acestei lumână pe care ți-o oferă Sfânta Biserică prin păgâinile noastre. Mâner Pascale pe care a prins-o în cinstea lui Dumnezeu de la focul colbinei cu deși flacăra ei a fost împărțită la atâția, ea nu și-a pierdut nimic din strălucirea sa. Te rugăm așadar, Doamne, fă ca lumânarea aceasta sfințită în cinstea numelui Tău să lumineze fără încetare, ca în această noapte să risipească mărturericul. Primește-o ca pe o jertfă plăcută ție și fă să strălucească împreună cu luminile cerului. Să o găsească încă aprinsă luceată acel luceafăr care nu apune niciodată, Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, care ridicându-se gloriosi din mormânt și-a revărsat strălucirea asupra neamului omenesc și care viețuiește și domnește această priveghere, să ascultăm cu inimi liniștite cuvântul lui Dumnezeu. Să medităm cum odinioară Dumnezeu a izbăvit poporul Său, iar în vremurile din urmă l-a trimis pe Fiul Său ca răscumpărător. Să ne rugăm Dumnezeului nostru să desăvârșească lucrarea mântuitoare a misterului. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dumnezeu a zis să-L facem pe omul după chipul și asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice și toate pietățile care se trăiesc pe pământ. Și l-a făcut Dumnezeu pe omul după chipul său. L-a creat după chipul lui Dumnezeu. El a creat bărbatul și femeia. Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile care se mișcă pe pământ. Apoi a zis Dumnezeu: iată, vă dau toată iarba care vă face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță frânsul. Acestea vor fi plana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au neresurs mare de viață, le dau toată iarba verde ca hrană. Și așa a fost. Dumnezeu a cuvit toate cele pe care le făcuse și astea erau foarte bune. Cuvântul Domnului. Amen.
dragul să rugești măreție, cu te-n braț cu oaiele lumii, vină! Și neamul tău va stăpâni cetățile dușmanilor tăi.
prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate pentru că ai ascultat de porunca mea. Cuvântul Domnului. Urmăriei lui au intrat